Slăvit să fie Dumnezeu! Amin. Frații mei dragi, anul acesta l-am numit Anul Familiei și am încercat duminicile seara să vorbim despre învățătura Domnului cu privire la acest subiect. În seara aceasta nu mai este timp să dăm curs programului nostru și în cele 5 minute care ne-au mai rămas, aș vrea să vă spun ceva în 3-4 minute și un minut sau două să cântăm, apoi să încheiem cu rugăciune. Aș vrea să vă citesc totuși un cuvânt din care o să desprind câteva gânduri. O să citesc pilda vameșului și a fariseului. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrept, prea curvar sau chiar ca vameșul ăsta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Și Hristos concluzionează spunând: eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă neprihănit decât celălalt, pentru că oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. Reocupați-vă locurile. Frații mei dragi, Domnul Iisus Hristos se uită la doi oameni care se roagă. Noi suntem aici mai mulți oameni care ne-am rugat de multe ori. Domnul dă o pildă și pilda aceasta conține un principiu. Și principiul acesta este următorul. Sunt multe persoane care trăiesc într-o teribilă comparație și toată viața lor se simt concurați de alții. Toată viața lor se simt amenințați de alții. Dacă sunt și alții care cântă, se simt amenințați de ei. Dacă sunt alții care predică, se simt amenințați de ei. Dacă sunt alții care prorocesc, se simt amenințați de ei. Dacă sunt alții care au televiziune, se simt amenințați de ei. Niște oameni care trăiesc într-o teroare grozavă, nu cumva să-i depășească cineva. Le-a intrat în cap că sunt cei mai buni și încearcă să elimine competiția, concurența. Și pentru că nu reușesc să o elimine, pentru că nu reușesc să rămână singuri sub soare, oamenii aceștia trăiesc cu o frică teribilă. Și acest prim personaj pe care ni-l oferă Domnul spre comparație, famenul acesta, fariseul acesta, se ruga, dar el are o problemă, mai e lângă el cineva care se roagă. Și atunci nu-l rabdă inima să nu intre în competiție cu el și să se compare cu el. Și evident că în această comparație el e mai bun. În comparația aceasta el e mai bun. El cântă mai bine, el prorocește mai bine, el predică mai bine, el conduce mai bine, el mai bine. Oamenii lui Dumnezeu, sunt prea mulți oameni pe pământ ca noi să fim primii întotdeauna. Sunt prea mulți oameni pe pământ ca noi să-i întrecem pe toți. Și Dumnezeu nu ne-a chemat să întrecem pe nimeni, Dumnezeu ne-a chemat să ne întrecem pe noi. Dacă aveți obiceiul să vă comparați cu cineva și să aveți probleme pentru că cineva trece pe lângă dumneavoastră și mașina lui merge mai repede, vă spun că veți avea o viață foarte stresată și nefericită. Omul acesta s-a simțit amenințat de oricine se ruga, părându-i se că se roagă mai bine decât el și îi va lua fața. Și așa cum Saul spunea: cum, domne, David a ajuns să fie mai prețuit decât mine? Și omul acesta n-a mai fost fericit niciodată. Ascultați-mă, orice ați face în viața aceasta pentru Domnul, să nu vă simțiți amenințat de alții, de alți copii ai Domnului care fac același lucru. Pentru că e prea mare lucrarea și pentru că e prea mare nevoia. Cântă cu bucurie, așa cum poți cânta. Predică cu responsabilitate, așa cum poți predica. Roagă-te cu speranță, așa cum te poți ruga. Postește cu toată puterea pe care ți-a dat-o Domnul și nu te simți niciodată în competiție cu cineva. Comparația este o metodă bolnavă, pentru că întotdeauna vei întâlni pe cineva a cărui mașină merge mai tare și din clipa aceea vei deveni nefericit. Nu trăi niciodată comparându-te cu altcineva, pentru că Dumnezeu nu vrea competiție de felul acesta. Priviți, vă rog, ce face el. El se îndreptățește și întotdeauna comparația te pune în situația să te îndreptățești, să-ți justifici slăbiciunile și să-ți promovezi calitățile. Și aceasta nu este o atitudine duhovnicească. Dar priviți la omul acesta care a fost folosit drept element de comparație. El nu se compară cu nimeni. El se uită la el și spune: Doamne, eu un om așa de păcătos, să mă rog în fața ta și tu să mă asculți. Ce privilegiu am eu să mă asculte Dumnezeu. Dacă mă voi duce în fața unui președinte și am să-l rog să-mi asculte amarul, va spune: ți-ai făcut programarea anul trecut ca să vii anul ăsta în fața mea? Eu sunt prea ocupat ca să vrei să vorbești acum și să te ascult tot acum. Însă atunci când îți deschizi gura și vii înaintea Domnului cu focul din sufletul tău și din casa ta, Dumnezeu te ascultă. Amin.
Și priviți ce spune omul acesta. Omul acesta spune așa: ai milă de mine, păcătosul. El nu se ruga bine, el nu intră în competiție cu fariseul, el nu se gândește care se roagă mai bine, care e mai pocăit, care e mai bun, care este mai meritos. El are o singură problemă: este un om vinovat. El știe că n-a făcut tot ce putea să facă bine pentru împărat. El știe că putea să dea mai mult, să se roage mai mult, să postească mai mult, să fie îmbrăcat mai cuvincios, să vorbească mai respectos, să ierte mai bine, să iubească mai bine, să facă mai mult bine familiei lui, să se implice mai mult în educația copiilor, să dea mai mult respect soțului sau soției, să facă mai multe pentru împărăția lui Dumnezeu, că acum vine și n-a făcut ce trebuie. El are o problemă, se simte mustrat că n-a făcut ce trebuia. El are o problemă, știa că putea face mai mult și n-a făcut. Omul ăsta este frustrat de el, nu frustrat de competiția cu alții, și stă înaintea Domnului și spune: ai milă de mine, Doamne, că mă simt vinovat. Mă simt vinovat că puteam să fac mai mult pentru tine și n-am făcut. Doamne, nici nu știu de ce am fost așa de limitat și selectiv cu tine și cu împărăția ta. Ai milă de mine, Doamne, mă simt vinovat. Ia povara asta de pe sufletul meu. Ceea ce vrea să spună Domnul în această seară este să nu-l invidiezi pe fratele tău pentru că e mai bun, mai frumos, mai înalt, mai bogat, predică mai bine, prorocește mai des. Să nu faci asta. Uită-te la viața ta și acceptă că puteai să fii mai bun, puteai să postești mai mult, puteai să vii mai des la adunare, puteai să pui pe fața cuiva tristă și amărâtă un zâmbet, puteai să dai un telefon la cineva care e bolnav, puteai să încurajezi un tânăr care ba vine, ba nu vine la biserică, puteai să faci ceva pentru împărăția lui Dumnezeu și n-ai făcut. Ascultă-mă, într-o zi vei pune mâinile pe piept și s-a terminat cu oportunitatea să te închini înaintea lui Dumnezeu și să-i ajuți pe semeni. Ai ocazia astăzi să nu fii cu o mască de oxigen pe față. Poți vorbi astăzi despre Hristos, poți zâmbi în fața unui om care e trist și amărât, poți încuraja pe cineva, poți băga în buzunar unei văduve sau unui bătrân care e sigur că nu are bani de medicamente o bagnotă de $50 sau de $100. Poți face lucrul acesta că și dumneata vei îmbătrâni și dumneata vei avea într-o zi nevoie de bani și nu-i vei mai avea. Astăzi ești tânăr, dacă vrei să-ți mai iei un geab, ai sănătate și poți să faci asta. Dar vor veni vremuri când vei fi bolnav și când vei fi bătrân și când vei fi neputincios și dacă n-ai avut milă de sărac, n-ai împrumutat pe Domnul și nu-ți va da nimic înapoi. E o seară în care Dumnezeu te cercetează. Am cântat, ne-am rugat împreună, dar Domnul vrea să spună ceva. Termină cu comparația. Uită-te la dumneata și acceptă faptul că puteai să faci mai mult. Puteai să-L onorezi pe Domnul mai mult și puteai să-L ajuți pe sărac mai bine. Puteai să te implici mai bine în proiectele bisericii și în felul acesta ai fi dormit mai liniștit. Aș vrea să te chem la rugăciune. Aș vrea să stăm înaintea Domnului împreună și să ne pocăim de comparație. Comparația este un lucru al oamenilor din lume. Dacă vrem să concurăm cu cineva, să concurăm cu noi și să acceptăm faptul că noi puteam fi mai buni, dacă n-am fi fost așa de obsedați de lume, de bogăție, de cum arătăm, de haine, de lux și de alte lucruri asemănătoare. Ești gata în seara aceasta să te pocăiești, să faci un pas spre Domnul, să-ți mărturisești apucăturile și să spui: Doamne, nu mai știu cât trăiesc, dar atât cât trăiesc vreau să trăiesc pentru Tine. Aș vrea să ne rugăm. N-am reușit să spun asta în 3 minute, mi-a luat mai mult. Haideți să ne ridicăm și să stăm înaintea Domnului rugăciune.